începe să coboare și fie să fie de cârcubeu, coboară chiar pe un fel de oală care începe să umple de bani. Și cât este mai mare, cum să spun, stabilitatea acestui firme, cu atât se umple mai mare de bani și ești fericit. Deci, cu alte cuvinte, interesant este deocamdată, mai interesant este pentru alții, și asta o verificăm noi cu copiii, că noi am importat aparatul ăsta acum vreo 6 ani. Și am făcut și varianta românească și analiză matematică suplimentară, că ai acces la date, încep să înțelegi, că ai cu ce măsura, nu? Și la aveți și pe telefoane la ora actuală, o grămadă de asemenea aplicații. Interesant este că pentru unii copii care sunt exploratori, de fapt cei care au acea sămânță de căutători din lume, este un alt program care, de exemplu, arată așa, e un balon, balonul ăsta de aerostat, de plecat în lume europeană, care stă jos. Și dacă stabilitatea e suficient de mare și învață să-și controleze tensiunea de emoții și de bucurie, de explorare și de dăruire față de lume, balonul se ridică și începe să arate un peisaj din ce nu se duce în lume. Și deci pe chestia respectivă începi să simți ce te animă, cum te animă și treptat îți descoperi stările. Că ce altfel de mână și constatăm noi că avem o grămadă de experiență în sensul ăsta, foarte multă lume, așa se nasc după părerea noastră, asta e un punct de vedere personal, se nasc chimerele, au senzația că fac meditație. Au senzația că se imaginează și văd după aceea niște discuții de acest gen, fiecare ce și-a imaginat și apar niște probleme, dar când pun un aparat de acest gen și nu-i singur, asta e cel mai simplu, avem deja electrografe astea care, cum să spun, au la nivelul de 700 de euro deja sunt vreo 16 canale cu care poți să controlezi realitatea înconjurătoare ca controlor minții. Se găsește decupată în România. Și la 100 de euro se găsește cumpărate deja că copilul, că la cheda și ridică o bilă, pur și simplu pun pe stabilitatea unde alfa, care să o facă cu ochii deschiși, nu cu ochii închiși. Deci, poate avem aparatură în înțelegere care treptat creează exact ce se spune din aur. O schimbare radicală, mobilăm un alt spațiu semantic cu cuvintele specifice acestui lucru. Deci, suntem, cum să spun, în cea mai fascinantă dintre lumi, în perioada cea mai interesantă de transformare, metamorfoză, pur și simplu, o schimbare dramatică, nu o simplă îmbunătățire. De aceea, chiar și management se schimbă, pentru că există conceptul de management, change management, și schimbăm ceva și corea să meargă mai bine o instituție sau o familie, și transformational management, care înseamnă o schimbare de mentalitate, schimbare de paradigmă. Și odată cu ea, întreaga structură se reformulează. Deci, suntem conștienți. Și vă invit un film acum care a apărut, dar un film nou. Premiera a fost ieri sau la altă. Nu. Un film legat de viitor. Tomorrow's Land. Mergeți să vedeți pe Tomorrow's Land, să vedeți cât de văd tot ce s-a spus în seara asta. E deja împachetat într-o societate care a înțeles mesajul și deja se mișcă. Hai să mergem în continuare, să mergem și noi cu ei. De la sau la și, nu sau tu sau eu, nu sau tu sau eu o meserie, nu tu sau eu, ci și eu și tu, împreună. Și creaționism, sunt convins că există, am dovezi și eu ca și domn profesor, și evoluționism. Constat că amândouă, depinde de ce perspectivă merg, cele două merg împreună. E foarte interesantă biserica, se numește ridicarea pogorârii. Cele două se duc în, foarte interesant între ceva coboară și ceva se ridică. Ne ridicăm pe măsură ce acceptăm într-o evoluție. Deci, cele două nu sunt disjuncte. Din păcate, noi le vedem ca două realități complementare, că încă judecăm binar, într-o logică a terțului exclus. Logica terțului exclus face că nu fie adevărată și una și alta. Dar asta e o logică prea simplă. Cu logica asta, l-avem pe Lupașcu măcar cu terțul inclus, care arată că cele două paradoxale gândiri devin integrate pe alt nivel de conștiință. Asta se numește invitație la sau de conștiință. Când se vede asta? Când avem tensiuni. Când începe să fie această tensiune dramatică între A și Nona. Când încep să apare mase de oameni care gândesc că există numai creaționism, care se luptă din ce în ce mai puternic cu cei care... Asta e un fel de turnesol. A fost o conferință foarte interesantă. Doamna, din nou un lapsus, vreau la nume în momentul de față, cred că este așa o impresionare majoră, că văd câtă lume aici la cafea, nu mai imaginat toată cafea așa de plină. Domnul Solomon Marcus afirma exact chestia asta. Gândirea paradoxală este reflexul uman al tatonării unei limite. Când începem să simțim o gândire paradoxală, simțim că ne apropiem la o limită. E un fel de turnesol al gândirii limitate de noi. Vom face un salt. Așa că am profitat de ocazie să vă arăt că există, că
Căci asta mă deranjează cel mai tare. Eu sunt experimentator și la piramida la Pite și pe toate celelalte a fost partea concretă, care a avut experiențele tehnice, că de-aia suntem în secolul 21. Dacă tot avem așa ceva și s-a înțeles că există, de ce să rămânem la nivelul de grafie și să nu facem pentru studenți, elevi, fel de fel de experiențe ca să descopere când e adevărat? Mă scuzați că am avut intervenția asta, dar s-a potrivit foarte bine cu imaginea respectivă și tare mi-aș dori să vă jucați odată cu asemenea aparatură de biofeedback, că sunt 10, sper să fiu și creatori de asemenea produse. De ce să nu discutăm o parte din ceea ce dă profesorul face, să ne integrăm în niște produse care să mai și facem bani inteligenți. Și ce faceți dumneavoastră e, uite, un lucru foarte interesant. De fapt, toate lucrurile astea ce povestește domnul profesor este rezultatul gândirii orientale. Deci, până anii 70, când Orientul a pătruns ca mentalitate la noi, Occidentul a fost foarte reticent și dur. Este mistică, este prostie, s-a scris o carte, este un călugăr, că ăsta este lucru diavolesc. Și mă întrebam atunci, hârtia pe care a scris, fiindcă este inventată de către chinez și ăla nu era tot diavolesc, ce scrie, de ce folosește hârtia? Adică prostia a mers în depărtare. Ei, aflați că acum 2 ani, la Montreal, un congres de boală Parkinson. Jumătate din congres se discutau numai tehnici orientale care să ajute pe bolnavi de aceea. A, și dintr-o dată citesc revistele franțuzese, în Sevilla, și toate revistele zice, o, aceste lucruri sunt utile. Păi, numai câțiva ani în urmă dădeai cu superstiția și mistica și dintr-o dată încep să spui, domnule, au explicație, lucrurile astea pot fi explicate în lucru fiziologic. Cu alte cuvinte, unii dorm mult și se trezesc foarte târziu, alții s-au trezit mai devreme. Vreau să spun că m-am trezit la timp. Iar noi suntem, apropo, cum să spun, chiar incitați prin imn, deșteaptă-te române, eu cred că ar trebui să trecem în sensul ăsta, deșteaptă-te, și croiește-ți altă soartă, nu mai copia nici din energie divers. Croiește-o din sinteză, noi suntem, din punctul meu de vedere, ca metaforă, nici Orientul, emisiunea stângă, nici dreaptă, nici Occidentul, emisiunea stângă, ci corpul calos. Deci este corpul calos al planetei, putem face fuziunea între cele două. Și datoria noastră nu să arătăm că una e mai bună decât cealaltă, că intrăm în dihotomia stupidă, anona. Nu, noi să facem saltul. Știți cine a fost primul care a vrut să unească Orientul cu Occidentul? Alexandru Macedon. Și a căsătorit 10.000 de ostași cu persane. De cazul a fost că am de friguri. Pe Eufrat. Dar el a avut această idee fantastică, încă era crescut Aristotel de o minte a savantă a timpului și realmente el a vrut să unească spiritualitatea orientală cu știința occidentală, ceea ce vă dați seama ar fi avut 2300 de ani, numai la 333. Deci am mai fi 2300 de ani de avans în civilizație. Nu numai pe Alexandru Macedon, dacă l-am fi ascultat pe Iisus. Vreau să spun ceva. Veți crede că eu sunt un tip care stau pe ușile bisericilor, vă înșelați. Pentru mine religia este o cale de știință. Ca oricare alta. Ori, analizând de la Buddha, Lao Tzu, Confucius, Iisus, Pitagora, Zamorsis mai nou se introduce. Iisus pare să fie mintea cea mai perfecționată, cea care a anticipat sub raport științific tot ceea ce a spus, dar suprapunând spusele lui, învățăturile lui cu elementele de fizică cuantică și de ceea ce știm în clipa de față, aflați că am găsit superpoziții absolute la tot. Și atunci am spus prima oară, Iisus nu este desuet, nu este anacronic, este foarte modern. Și ceea ce se spune că Iisus va reveni, aberație să crezi că Iisus vine pe pământ. Este vorba de revenirea minții lui, a învățăturii lui. El spune prin grec, prieten, un lucru super. Eu știu că voi nu mă puteți înțelege în clipa de față toți, tot ceea ce spun. Dar va trece 1000 de ani și încă 1000 de ani când voi fi pe deplin înțeles. Iată momentul în care începe să înțelegem. Tot ceea ce a spus el este ce discutăm noi acum. Este pură spiritualitate. Vrem să-l cităm, nu vrem să-l cităm, dar are nicio importanță. Ca și povestea cu Dumnezeu. Îi spunem Dumnezeu sau îi spunem inteligență sau conștiință? Nu are nicio importanță cum îi spunem. Sunt diverse babe care mă întreabă de ce folosești Maică cuvântul Univers și nu Dumnezeu. Maică așa se scrie în știință, dar dacă vrei dumneata, eu te spun așa cum vrei dumneata, e bine? E bine, Maică. Deci, asta apropo de ceea ce știm și ceea ce trebuie să știm. Ceea ce spune domnul profesor ne oferă extra, tehnologia actuală oferă extraordinare mijloace, instrumente de a ne optimiza ființa umană. Dacă eu eram un om bogat, mi-aș fi creat Institutul Omului, în care toate lucrurile astea le-aș fi făcut. Dar
Indianu spune că da, acum am venit pare, dar data viitoare vin raja. Așa spun și eu. Mai rău, mă rog, întotdeauna e o problemă fundamentală, pentru că iar o problemă importantă pe care domnul Turcan a ridicat-o, și anume faptul că stăm pe o planetă vie. Gaia e o planetă vie. Gaia are și ea niște structuri. Știți că spune primul lucru ăsta? Fantastic! Pământul e ființă vie. Ființă, deci vă dați seama că intuiția a fost foarte bine preluată totdeauna de către înțelept și materializată în cuvinte de înțeles. Problema este că o afirmație trebuie și demonstrată. Acum putem să începem să o demonstrăm. Avem cu ce? Data mining pe bazele, metabazele de date care deja ne dau pulsul planetei, e deja o șansă de a înțelege treaba asta. Dar mai important, vreau să sugerez altceva, că eu rămân la castravetele meu, adică la faptul că România are altă misiune. Nu misiunea de a copia nici pe Occident, nici pe Orient. Nu să facem filme mai deosebite sau să aducem aici, să aducem aici, familia Bandi. Eu n-am crescut, nu nasc un copil, copilul meu, ca să-l pregătesc pentru câmpul muncii. Doamne iartă! Eu nasc un copil ca să-l fac ființă cosmică, care trebuie să aibă în câmpul muncii eventual ceva prin știa ce știe să facă. Deci e o schimbare de paradigmă, care trebuie să o facem aici, nu în altă parte. Dar e un lucru interesant de ce lucru, care sunt avantajele sau aturile pentru care acest spațiu are niște încărcături speciale. Mă refer de istorie, nu dorința noastră. Că dăm peste vadimisme dacă facem chestia asta cu România în sus și jos. Nu. E un lucru foarte interesant. N-am știut până când l-am întâlnit pe Moshe Idel. Moshe Idel este unul dintre cei mai mari teologi, oameni din Israel, teoreticieni vis-a-vis de ce înseamnă în momentul de față credință deosebită. Și ce un om care a fost obaci criticat, scos din circuitul universitar, reintrodus, în orice caz, controversat. Dar un lucru foarte important a spus. E foarte interesant că în România s-a născut și are dovezi ca atare, s-au născut cele două din izvoare fundamentale, hasidismul și esihasmul. Esihasmul este structura noastră profundă. Structura profundă românească este esihasm, știți ce înseamnă. Dar interesant e cum s-au făcut și unde au apărut, de fapt pe la Bicaz, pe acolo. Și nu e o problemă care o inventăm noi, ca să zicem, să tragem la temă pe România. Nu e o problemă care o spun alții despre spațiul ăsta, care vine acum știința complexității, care spune spațiul nu e omogen și izotrop, spațiul e structurat. Deci fiecare zonă geografică are niște proprietăți care trebuie să începem să ne măsurăm. De aceea noi facem alte tipuri de măsurători geofizice care începem să tratăm așa cum măsori pe piele și nu orice punct e punct de acupunctură ca să aibă rezistența electrică mai mică cu nori de mărime decât restul pielii. Deci, cu alte cuvinte, există o problematică interesantă și interesant cum a apărut acest curent. A apărut printr-o fuziune pe teritoriul ăsta a două curente care, pe de o parte, s-a creat o problemă, așa este, acum vă povestesc din cele spuse, dar sunt teoretizate niște cărți importante și cu documentare concretă, nu filozofică. A fost o perioadă de excomunicare a foarte multor oameni din sinagogi de foarte bună calitate, care au început să simtă puțin în afara dogmei. Și au fost excomunicați și au plecat și din Polonia și au coborât în jos și din zona de sud s-au dus în sus și s-au întâlnit într-o zonă, în zona, de obicei, zicem, de zona de Moldova de nord. Acolo existau șamani, pentru că era un curent mai puternic care venea din lateral, din zona Mongoliei. Și șamanii de acolo, ei când mai erau în sinagogă, erau comunicați între ele, intraseră în interacțiune cu masele altfel. Și din fuziunea unei rațiuni, teologie de tip teologic, de tip rațional, cu trăirile puternice, s-a născut rugăciunea inimii. Și acum sunt câteva cărți care, cine e interesat de domeniu, căutați Moshe Idel, să vedeți cum arată, cum s-au născut cele două extraordinare fuziuni în zona asta românească. Și nu că suntem mai grozav, că nu zic că România este o problemă care să o ridicăm acum la cine știe ce... Nu, e o responsabilitate, nu e o mântrie. Deci nu e o mântrie să fii român în sensul de integrator, ci o responsabilitate pentru că avem niște abilități integrative, niște corelații puternice, un spirit rebel, puțin mai... cum să spun, nu ne prea place să fim, să reproducem un obiect sau să facem monoton o problemă, nu? Credeți ce a zis Papa Ioan al II-lea? Da, cred că mai și domnul în România? Eu sunt convins. Da. Eu sunt convins. Pentru asta și fac, asta înseamnă altă școală, asta înseamnă altă atmosferă, asta înseamnă altă sănânță, de aceea știți cartea sănânță pentru altă lume. Pentru o emisiune la Oreste m-a întrebat ce cred eu despre lucrurile astea. Sigur că a face afirmații, mai ales în fața oamenilor care sunt riguros academici, e riscat. Și Duhul nu e prea bun, ceea ce se spune. Dar să spun următorul lucru, uite, eu cred în mitul eternei reîntoarceri al Vicei Iliade. Adică, ceea ce ai fost, cum spunea și Petru Rareș, vom fi din nou ce am fost și încă ceva în plus.
Ei, în mod cert, pe acest pământ a trăit Zamolsis. Zamolsis era un om foarte de mare inițiere, mare inițiat. Era cu 100 de ani înaintea lui Pitagora. A venit din străinătate un medic plecat de multă vreme, după 89, și ne-a vorbit despre Zamolsis prin surse găsite în bibliotecile din Londra. Și atunci a fost foarte surprins când a început să vorbească despre Zamolsis, spunând că el este la înaintea inițierilor Greciei și Norfeu și Pitagora, că aceste inițieri ar fi plecat din zona asta a Bucegilor, în zona Orientului apropiat. Ceea ce mi se pare extraordinar. Dacă lucrurile stau așa, dacă noi am parcurs această curbă coborătoare, acum este nevoie să revenim din nou pe vârful pe care a fost cândva. În sensul ăsta este posibil. Dar cred așa personal că asta nu se va face oricum, ci cu mari sacrificii. Și că cei care nu vor putea să intre pe această lungime de undă, vor avea mult de suferit. Deci, lucrurile nu sunt simple. Dar, gândind la ce minți are acest neam și, ce aport a avut în istoria culturii omenești, eu cred că vom fi capabili să facem asta. Asta e părerea mea, că, vedeți, noi suntem un popor foarte inteligent când discutăm individual. Când suntem așa, să nu spun în turmă, că nu e frumos, devenim nu o populație, devenim o mulțime și mulțimea asta, într-adevăr, uneori dezamăgește. Dar sper că probabil avem încă timp să ne vină mintea la cap. A trecut 25 de ani de la Revoluție, vis-a-vis de ce spuneți acum, și atunci mai aveam un an sau doi ca să dăm momentul ăsta, să-l